Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Credința nu reprezintă doar o năzuință vagă, o așteptare indefinită, ci este acea stare a sufletului care se deschide către viitor, este încredințarea plină de bucurie cu privire la ceea ce ni se promite nouă în Hristos, spunea Emil Brunner. Îndelung blamată și pusă la index, credința este una dintre temele gândirii în general. Față de ea, s-au luat diferite poziții, s-au emis diferite ipoteze de-a lungul vremii. Și totuși, adevărata credință continuă să existe și să ne fascineze. Este vorba de acea credință care trece dincolo de simplele dorințe sau de așteptările facile. Este ancorarea ființei noastre într-un Dumnezeu transcendent și imanent în același timp, adică un Dumnezeu deopotrivă departe și aproape. Viața noastră e ceva pasager în raport cu veșnicia care ne așteaptă. Tocmai de aceea, încrederea în promisiunile lui Dumnezeu este atât de importantă, este capitală, am spune. Numai așa vom reuși să ne ridicăm fruntea deasupra imediatului nostru și să pășim temerari spre viitorul ce ni s-a pregătit.